Bună ziua, dragi prieteni și dragi telespectatori de oriunde, de unde ne priviți pe noi. Vă mulțumim încă o dată că ne primiți în casele dumneavoastră și astăzi o să facem o mică pauză din descoperirea terapiei chakrelor, deoarece este 1 aprilie, este ziua păcăleilor, cum o știm cu toții, însă trebuie să prezentăm vibrația lunii aprilie, așa cum ne este dată de înțelepciunea orientală și mai exact de metafizica chinezească. Luna aprilie pentru noi, sau luna dragonului de metal Yang, începe pe data de 5 aprilie, când sărbătorim noi florile, la ora 10:27 și va ține până pe 6 mai, aproximativ cam pe la aceeași oră. Dacă ne uităm în chartul acestei zile, în momentul de naștere a lunii, o să vedem că metalul este foarte puternic, urmat apoi de pământ, apă, lemn și ultimul este focul. Astfel încât se poate prezice că această lună va fi un pic cam friguroasă și ceva mai umedă decât ne-am fi așteptat noi în mod deosebit. Dar, până la urmă, curenții de aer variază în funcție de țară și țară și de vibrația generală a Pământului. Haideți să începem rapid, pentru că avem foarte multe de povestit, foarte multe de prezentat despre luna aprilie. Și o să începem cu mistrețul. Și o să vedem imediat care sunt remediile și cum se comportă el, de fapt, în această lună. Și o să ne uităm și la prima imagine care reprezintă pe el, pe mistreț. Mistrețul, în această lună a dedublării sau a dublării, adică fiecare sector este dublat, atât cel anual cât și cel lunar, are aceeași stea. În cazul mistrețului este vorba de steaua romantismului, steaua cu numărul 4, acel lemn. Astfel încât mistrețul care se află în partea de nord-vest 3 a casei noastre sau reprezintă tatăl, deci atunci când dăm o informație despre o zonă, ne referim la cei care locuiesc în zona respectivă, adică dorm în zona respectivă, au ușa în zona respectivă sau reprezintă gradul de rudenie pe care prezentăm sau sunt respectiva zodie. Deci mistrețul, tatăl și cei care locuiesc în sectorul de nord-vest 3 a casei au parte de un mare succes la învățătură, mai ales dacă trebuie să dea examene sau probe în această perioadă, deci 5 aprilie, 6 mai, le vor lua cu brio. Cei care vor să publice o carte, este momentul ideal să înceapă să scrie acea carte și publicarea să se facă undeva în zona de vară. Trebuie să aibă grijă să nu se extenueze, să nu aibă probleme de sănătate, să doarmă destul de mult, pentru că totuși mistrețul guvernează orele nopții. Astfel încât, în perioada respectivă, este bine să odihnească și să nu se lase pe noțiunea că dorm foarte puțin, pot să o duc. Ca și remediu, le recomandăm și ne uităm acum în următoarea imagine, un glob de cristal cu reprezentarea pământului. Este bine să fie învârtit cât mai des, astfel încât mișcarea respectivă, de fapt, să determine omul să aibă o cunoaștere mai bună asupra lucrurilor. De asemenea, pentru cei care nu au așa ceva și poate că nu doresc să-și cumpere așa ceva, se pot folosi de un ametist. Ametistul fiind piatra care îi poate ajuta foarte bine în acest sens, în sensul de a învăța. Vreau să vă introduc acum o nouă parte pentru fiecare zodie, care sunt zonele bune și mai puțin bune, iar cele care nu le-am precizat înseamnă că sunt zone neutre. Deci mistrețul va avea o zi foarte bună pe data de 1, 3, 10, 12, 18, 21, 28 și 30 aprilie. Zilele mai puțin bune de care ar trebui să ferească, să nu ia decizii importante sau să nu se certe cu cei din jur, ar fi data de 2, 6, 7, 9, 11, 15 și 16, 24, 25, 27 și 29. Deci în următoarea zodie, în sens invers al de ceasornic, la câine. Câinele este la fel influențat de către steaua dublă 4 luna aceasta și locuiește în sectorul de nord-vest 1. De asemenea, el reprezintă în continuare tatăl și cei care locuiesc sau care au patul în această zonă trebuie să fie atenți la următoarele informații. Au parte de dragoste, se pot îndrăgosti, se pot căsători în această lună, fiind o lună foarte bună, dar dacă sunteți ortodoxi, după perioada de Paște. Au o doză foarte mare de creativitate, sunt atrași de tot ceea ce este frumos, au inspirație divină oarecum.
pot să se inspire din absolut orice ce îi înconjoară. Au parte de o lună bună, mai ales că luna trecută n-a fost ideală. Ar trebui să nu punem niciun fel de element de apă în această zonă, pentru că câinele, deși ar putea controla apa, pentru că reprezintă totuși elementul pământ, ar fi absorbită de către lemn, acesta ar deveni mult mai puternică, lemnul reprezentând aceasta 4A dragostei, iar câinele s-ar fi mult prea concentrat pe sectorul acesta, uitând practic lumea înconjurătoare. De aceea nu punem elemente de apă, adică nu ne uităm după culori albastre în această zonă, nu punem, să nu avem scoici în această zonă sau alte lucruri ondulate, pentru că forma apei este ondulată, linia ondulată. Ca și remediu, vedem acum în următoarea imagine, este vorba de dubla fericire sau de doi lotuși care se pot fi puși, exact cum vedeți și în imagine, doi lotuși fie de culoare, de nicio culoare, transparenți, sau de culoare roz sau de culoare roșie, pentru că roșu produce mai mult pământ și atunci le dă lor mai multă forță. De asemenea, se pot poziționa aici și doi carași care sar peste poarta dragon pentru a avea mai multă înțelepciune atunci când își aleg partenerul. Zilele lor bune din luna aprilie sunt 1, 3, 10, 12, 18, 21, 28 și 30. Sunt exact aceleași zile ca și misterețul, pentru că ei împart, de fapt, sectorul de nord-vest împreună. Zilele mai puțin bune, exact la fel ca ale colegului lor, misterețul, este vorba de 2, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 24, 25, 27 și 29. Îmi cer scuze pentru ritmul mai alert, dar avem foarte multe de prezentat. Cocoșul. El este dublat luna aceasta de steaua catastrofelor 5, astfel încât cel care trăiește în sectorul de vest 2 sau care are ușa în vest 2 sau reprezintă mezina familiei, fata cea mică, ar trebui să fie precaută în această lună. Este o combinație critică, am putea spune chiar fatală în unele cazuri. Pot apărea ghinion și pierderi materiale, mai ales atunci când vine vorba de femeile tinere. Îmbolnăviri sau accidente pot avea loc, mai ales în după amiază, în zona aceea de amurg, atunci când soarele apune. Ele fiind predispuse la acest lucru în această lună doar. Este de evitat să dormim în acest sector pe cât posibil. Dacă nu, atunci avem nevoie de un remediu. Și este remediu clasic, pagoda pe cele 5 elemente pe care nu vă mai prezentăm, dar vă arătăm o imagine cu broasca dragon care vă poate ajuta să treceți peste acest, impediment. Zilele lor bune, în care, indiferent de ce le spunem noi, ori să o ducă bine și chiar ar putea să ia decizii importante sau să înceapă un business sau un proiect mai bun. Este vorba de ziua de 2 aprilie, adică mâine, ziua de 9, 11, 27 și 29. Sunt puține la număr, dar sunt foarte puternice și vedem că, mai ales spre sfârșitul lunii, avem două zile destul de apropiate, 27-29, care chiar pot realiza foarte multe lucruri. Zilele mai puțin bune sunt mai multe, din păcate, la număr. 1, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 26 și 28 aprilie. Maimuța. Trecem la următoarea poză și la următoarea zodie, cea care este amplificată luna aceasta foarte, foarte puternic din cauza stelei duble 9, cea lunară și cea anuală. Ea locuiește în sud-vest 1, deci dacă aveți aici patul sau dacă aveți ușa în această zonă, fiți foarte atenți. De asemenea, mama din familie ar trebui la fel să fie atentă la următoarele sfaturi. Maimuțele sunt amplificate, dar totuși controlate. De ce spunem noi acest lucru? Din cauza că maimuța reprezintă metalul, iar focul care se creează deasupra lor este elementul care le controlează. Astfel încât, deși simt o energie foarte puternică, se manifestă foarte puternic, ele vor fi cumpătate din cauza circumstanțelor vieții de zi cu zi. Pot face foarte mult, pot îndeplini foarte multe lucruri, dar
poate fi prea mult foc pentru unii dintre ei, astfel încât se vor simți efectiv însetați sau lipsiți de vlag în anumite situații, negăsind o soluție. Nu este bine să avem elemente de foc în casă, în această zonă, avem foarte mare grijă unde avem noi bucătăria în casă. Dacă este în această zonă, sau trebuie să fim foarte atenți cum închidem focul în fiecare zi. De asemenea, ca și remediu, o să ne uităm acum la următoarea imagine, este vorba de cristalul de cuarț, dar sub formă de sferă, pentru că noi nu vrem unghiuri în această zonă, pentru că a avea un unghi, un filon, de exemplu, sau o piramidă, reprezintă, de fapt, un element de foc. Astfel încât căutăm un element rotund, care reprezintă, de fapt, metalul, care dă astfel mai multă forță maimuței. De ce cuarțul? El reprezintă pământul și știm foarte bine, pământul creează metal. Metalul se scoate din pământ, astfel încât avem nevoie de această sferă de cuarț, de cristal de stângă, ca să dea maimuței mai multă putere. De asemenea, la fel, o broască dragon, din metal preferabil, pentru a le da mai multe șanse, mai ales din punct de vedere a sănătății, dacă există maimuțe care se știu cu probleme de sănătate. În zilele lor bune, în care pot îndeplini și întreprinde mai multe proiecte și să le și iasă, sunt 5, 7, 14, 16, 20, 23 și 25 aprilie. Zilele mai puțin bune sunt 1, 2, 4, 6, 10, 11, 13, 15, 19, 22, 24, 28 și 29. Oaia! Trecem mai departe, la fel, locuiește în sectorul de sud-vest, dar prima treime din sectorul de sud-vest este influențată și ea de acest dublet de 9-9, foarte mult foc, însă, la fel, cei care locuiți aici, cei care aveți patul aici sau din nou mama, însă au parte de mai multă energie, pentru că focul creează pământ, astfel încât, iar pământul stinge focul. Într-un fel există un echilibru foarte bun din care oaia iese în câștig în această lună de aprilie. Poate are destul de multă energie pentru a întreprinde tot ceea ce își propune. Poate primi o promovare, poate fi supusă sau propusă promovării. Trebuie totuși să fie atentă, pentru că se acumulează prea mult pământ, deci ei vor exista va exista o competiție acerbă, astfel încât vor fi propuși mai mulți, dar dacă se va strădui, dacă va munci destul de mult, atunci sigur va câștiga. Ca și ei, de asemenea, din cauza acestui foc prea puternic, putem să ne așteptăm la o perioadă de secetă în sectorul de sud-vest al lumii sau unor continente. Ca și remedii, ne uităm la următoarea imagine, vorbim despre copaci cu pietre semiprețioase. Copacii reprezintă creșterea, dezvoltarea, dar este vorba de a, știți cum e, copacul controlează pământul. Avem mult prea mult pământ în formare aici, astfel încât punem un element de lemn ca să-l controlăm, să o duce la vale. De asemenea, pe lumea care, având în vedere totuși că este foc amestecat cu pământ, s-ar putea să nu apară alunecări ca în alte sectoare. Bun. Copacii pot fi de cuarț roz pentru a activa acest sector de sud-vest de dragoste și iubire, de asemenea și de parteneriate, poate să fie din lapis pentru că reprezintă protecția sau din aventurin, cum vedeți și în imagine, ca să reprezinte sănătatea, mai ales la fel pentru oile care știu că au mici probleme de sănătate. Zilele lor bune sunt 5, 7, 14, 16, 20, 23 și 25 aprilie. Zilele mai puțin bune, la fel destul de multe la număr, 1, 2, 4, 6, 10, 11, 13, 15, deci vedem că foarte mulți o duc prost în perioada Paștelui, 19, 22, 24, 28 și 29 aprilie. Trecem la cal. Și aproape am ajuns, și de fapt am atins jumătate din zodiac. Calul este acționat de dubletul format din cele două stele 7, care reprezintă foarte mult metal, este totuși vorba de un element care este controlat de șarpe, dar ce reprezintă această stea 7, după cum știți că vi s-a repetat la nesfârșit de către mine sau colegii mei, reprezintă steaua accidentelor și a furtului. Astfel încât cei care locuiesc în sud sau au ușa în această porțiune din sud, sud 2, deci porțiunea de mijloc, sau reprezintă de fapt fata mijlocie din familie,
vor fi predispuși la furturi, mai ales, cum ziceam, femeile tinere, dar în partea de sud a țării sau în partea de sud a continentelor sau în partea de sud a lumii, putem să ne așteptăm la conflicte și violențe. Este bine să nu avem obiecte de metal ascuțite în acest sector, cum ar fi cuțite, farfeci, pentru că vor fi posibile mici accidente casnice cu obiectele ascuțite sau de metal, având în vedere că 7 reprezintă o stea de metal. Este obligatoriu să avem aici un element de apă, este de preferat inclusiv dacă avem un pahar cu apă în partea de sud, este perfect, pentru că apa corodează metalul și astfel încât îl diminuează, dar unul dintre cele mai bune remedii totuși rămâne rinocerul și elefantul și o să vedem acum în următoarea imagine o amuletă pe care o știți destul de bine. Este vorba de amuleta cu elefant și rinocer din sodalit, ca să ne reprezinte apa, care ne ferește de orice fel de problemă. De asemenea, pentru cei care aceasta e varianta de luat la noi sau chiar și de atârnat în casă. Dar cei care doresc pot să procure, de exemplu, un totem care este cu un rinocer deasupra, este foarte bun, dar eu tot timpul am mers pe ideea de chestii mici, drăguțe la noi, ca să nu le vadă chiar toată lumea, deoarece sunt oameni care nu vor să vadă elemente de Feng Shui sau dacă armonizăm un birou, este mai greu să facem cu niște obiecte evidente, pentru că oamenii au început să învețe și pot deveni ranchiunoși sau chiar temători atunci când văd elementele acestea, care sunt destul de evidente. Bun. Este bine să iluminăm cât mai mult această zonă și trebuie să avem grijă să nu muncim prea mult. Este vorba de cai. Trebuie să aibă mai multă grijă seara, pentru că pot apărea accidentele de care vă spuneam. Zilele lor bune sunt zilele de 7, 9, 16, 25 și 27 aprilie. Zilele mai puțin bune sunt aproape tot restul lunii, 3, 4, 6, 8 aprilie, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26 și 30. Deci aveți grijă cailor, pentru că în aceste zile este posibil să aveți mici accidente sau, Doamne ferește, mai rău. Șarpele, următoarea zodie din roata noastră, este caracterizată de steaua dublă a bolii, 2 anual, 2 lunar, și el locuiește în sectorul de sud-est 3. Astfel încât dacă aveți patul aici sau dacă aveți ușa de la birou sau de la afacere, business, magazin, în acest sector, fiți foarte atenți. Sau dacă sunteți fata cea mai mare născută în familie. Șarpele se simte controlat de problemele sale de sănătate din cauza că apare foarte mult pământ și la el în sector. Astfel încât el reprezintă focul, foc care creează pământ, iar deasupra lui se creează este aceasta dublă 2 care reprezintă o cantitate foarte mare de pământ. Astfel încât se simte controlat de aceasta. Bătrânii este bine să nu stea în sectorul acesta, pentru că orice fel de probleme de sănătate pe care ar fi avut-o în prezent se poate agrava sau pot apăra altele noi. Din această cauză este bine să utilizăm elemente de lemn, inclusiv ulul de lemn sau ulul de lemn sau, o să vedem acum în următoarea imagine, este vorba de un clopoțel cu tije din metal și număr de 6. Astfel încât să ajungem în momentul prezent, 6 fiind cifra care aduce în momentul prezent orice, acest element de metal care diminuează practic din energia nefastă a stelei bolii. Zilelor bune sunt zilele de 3, 5, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23 și 30. Au ceva mai multe zile bune luna aceasta. Pentru că, după cum vă aduceți aminte, sunt totuși flancați de două mari beneficități atunci când vorbim de cei 24 de munți. Zilele mai puțin bune, în care e bine să nu ia decizii prea importante sau să nu se chinuie atât de mult, să încerce să le iasă ceva, pentru că nu vor reuși atât de ușor, sunt zilele de 2, 4, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 22, 26, 28, 27 și 29. Vedem că la ei mai mult sfârșitul de lună, ultima decadă, este mai dificilă. Dragonul, vecinul șarpelui, care trăiește tot în sud-vest, sud-est 1 de data aceasta, este și el afectat de această combinație de stele de pământ. Însă el, reprezentând pământul, intră în
consonanță cu ele, astfel încât se poate identifica cu boala. La fel, este vorba despre Fata Mare și cei care locuiesc în această zonă. Trebuie să aibă mare grijă pentru că problemele care cred că le au nu sunt ale lor. Sunt mai ales din cauza competiției create de către prieteni, cu ghilimele de rigoare, sau sunt informații sau idei băgate în cap de către alții. Trebuie să fie foarte atent să discernă foarte bine elementele adevărate de cele fictive care sunt date de către cei apropiați. Trebuie să fie atenți, mai ales la ficaș, la sistemul digestiv, pentru că acolo pot apărea problemele. Este bine să aibă aici un vulu de în care să pună sare sau plante și o să vedem acum o imagine cu unul de genul acesta. Este vorba de un vulu de metal, pentru că metalul distruge, după cum ați văzut și la șarpe, elementul pământ. Culoarea care ar trebui ei să o poarte luna aceasta ar fi cea verde, ca să le dea mai multă forță, sau albastră, pentru că ei controlează foarte ușor acest element apă. Zilele lor bune, la fel, ca și șarpele, sunt multe, 3, 5, 12, 14, 17, 18, 20 și 21, 23 și 30 aprilie. Zilele mai puțin bune sunt zilele de 2, 4, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 22, 26, 27 și 29. Iepurele. El este totuși fericitul anului și automat și fericitul lunii, deoarece asupra lui se acționează cu acest dublet de 1-1, două stele ale victoriei. El locuiește în S2 și reprezintă băiatul cel mare din familie. Pot apărea oportunități noi, excelează și se dezvoltă din punct de vedere academic, mai ales în domeniul cercetărilor sau artistic, poate chiar literar și de creație dacă are acest element în mod nativ. Apa îi dă lemnului prea multă energie, astfel încât el crește mult, mult prea mult, astfel încât pot apărea probleme cu ficatul. De aceea, detoxifierea ficatului este ideală pentru ei în această lună, mai ales că vine Paștele. Pot cristaliza bunăstarea, mai ales cei care au lipsă acest element de lemn în chartul lor natal. Ca și remedii, pot utiliza o pagodă a învățăturii, o roată a dorinței sau un vulu. Vedem acum și în imagine roata dorinței, în care pot iepurii să-și pună orice fel de dorință, iar aceasta chiar are șanse să se îndeplinească în cel mai scurt timp. Este bine să dormim aici cât mai mult posibil, pentru că este o zonă foarte, foarte bună, sau măcar să privim această zonă atunci când dormim. Zilele lor bune sunt date zilele de 4, 6, 13, 15, 19, 22 și 24, iar cele mai puțin bune sunt cele de 1, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 27, 28 și 30. Îmi trag și eu sufletul pentru o secundă și ne revedem după o scurtă pauză publicitară cu restul zodiilor și noi alte informații. Cei care locuiesc în sectorul de nord-est 3 sau care au patul aici sau care au ușa în această zonă și practic se hrănesc cu energia tigrului. De asemenea, vorbim despre mezinul familiei, adică ultimul băiat născut din familie. Tigru reprezentând lemnul și existând iarăși o energie mai mică totuși cantitativ de lemn, de metal sau calitativă de metal, dar totuși există acolo. Nu se simte la fel de bine, se simte ceva mai bine decât luna trecută, dar nu extraordinar. Astfel încât se simte un pic controlat, iar oportunitățile care vin nu sunt poate cele la care se aștepta, dar sunt bune, astfel încât ar trebui să le ia și să nu le desconsidere mâhnind astfel divinitatea. Pot să apară ca accidente cauzate de obiecte metalice, fiți atenți la cuțite și la orice alt obiect care ar putea avea un vârf. Este bine ca să folosim elementul apă ca să reducem elementele negative în acestor stele, astfel încât să le vine tigrilor exact ceea ce își doresc și mai repede de preferat. Astfel încât le recomandăm fie un cal negru pentru a aduce mai multe oportunități și de a avea o victorie în tot ceea ce își propun, sau
în ce arată imaginea următoare, este vorba despre o fântână. Este bine de poziționat exact în acest sector de nord-est, astfel încât să le aducă o bunăstare destul de mare, dar atenție, căderea apei trebuie să fie spre interiorul casei. Trecem la zilelor bune, ca să nu uit. Sunt data zilele de 1, 2, 8, 10, 11, 17, 26, 28 și 29. Zilele mai puțin bune, sau cum le-am zis, zile negre, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 16, 19, 20, 22 și 23 aprilie, astfel încât finalul de lună va fi unul extraordinar. Trecem la Bivol. La fel caracterizat și el de aceste două stele, 6 și 6, el locuiește în sectorul de nord-est 1, astfel încât dacă aveți patul sau ușa de la magazin sau de la orice fel de afacere în acest sector, sau dacă sunteți mezinul familiei, fiți atenți la următoarele informații. Bivolul se simte secătuit de energia mult prea mare a metalului care se află deasupra lor. Mai ales atunci când vine vorba de băieți, astfel încât putem să vedem băieții bivol, mai ales cei tineri, că nu se ridică la așteptările adulților sau a părinților, astfel încât pot apărea astenii sau demineralizări. Noi în general trebuie să stăm în acest sector, ceilalți, nu bivolii, pentru că este un sector bun în care putem să ne rugăm către divinitate, să cerem absolut orice, iar divinitatea are tendința de a asculta și de a îndeplini doar pe cele bune. Trebuie să avem grijă totuși la somn, pentru că la fel bivorul acționează asupra orelor de seară și asupra rinichilor, astfel încât este bine să fim atenți la tot ce înseamnă odihnă și mai ales calitatea somnului. Și totul, vă spun eu, pornește de la saltea. Este bine aici să avem, așa cum arată și imaginea, fie 6 pepite de aur, fie 6 lingouri de aur, fie o monedă cu 6 bănuți sau o brățară cu 6 bănuți pentru doamne. Fie că sunt ei din metal, fie că sunt din jad, aș prefera totuși jadul pentru că reprezintă pământul și atunci vă poate ajuta să vă dea mai multă energie. Zilele lor bune sunt 1, 2, 8, 10, 11, 17, 26, 28 și 29. Zilele mai puțin bune, cele negre, sunt 4, 5, 7, 9, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 25 și 27 aprilie. Șobolanii, care sunt primii practic din zodiac, dar noi tot timpul îi lăsăm la urmă ca să mai schimbăm puțin din ritmul cu care sunteți deja obișnuiți. Șobolanul reprezintă un element de apă, iar deasupra lui se creează o mare, mare masă de pământ care reprezintă bunăstare. Nordul mai exact, este locul lor de șezut, ca să zic așa, locul lor de bașină și reprezintă băiatul mijlociu din familie. Este o lună foarte bună, mai ales din punct de vedere a proprietăților. Este indicat ca șobolanii în luna aceasta să cumpere sau să facă tranzacții cu proprietăți, eventual atunci când vine vorba de pământuri. Este bine de stat aici sau de avut ușa aici. Bine, acum nu o să vă construiți o ușă doar în nord ca să primiți energia asta. Este bine să avem mai multe elemente roșii pentru că ne creează mai multă bunăstare, însă nu aș exagera cu ele pentru că totuși șobolanul se simte oarecum controlat de energia pământului, astfel încât poate nu se va simți atât de bine pe cât se așteaptă. Dacă vrem să creștem vânzările din acest sector, este bine să stăm într-o zonă favorabilă și să privim acest sector, eventual așa că s-ar putea mai mult să se supere pe mine acum, este bine de îndreptat broscuța râioasă, care stă în mod normal în sud-est, către sectorul de nord, pentru că va atrage foarte mare putere și foarte bună energie de prosperitate. Este bine să folosim aici clopoței sau boluri tibetane, așa cum vedem și în imaginea următoare, roate de dorințe sau chiar, după cum ziceam, o râioasă, astfel încât ea să atragă în sectorul de prosperitate stabil a casei, sectorul de sud-est, energia care se acumulează aici în nord. Dacă nu vreți, puteți să o plasați pur și simplu în nord, iar ea își va face la fel de bine treaba, mai ales dacă aveți aici ușa. Zilele șobolanilor care sunt bune și în care chiar poți întreprinde ceva sunt cele de 6, 8,
15, 17, 20, 4, 26, iar cele mai puțin bune, care ar trebui să stea liniștiți în casă, eventual să citească o carte, sunt cele de 2, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 29 și 30 aprilie. Practic am terminat cu zodiacul, dar trecem foarte repede la sectorul de centru, adică energia care ne influențează pe toți, adică aceasta dublă a certurilor, care reprezintă practic două elemente de lemn, crescând și mai mult energia lemnului în această lună. E adevărat, aici afectează mai ales al șaptelea fiu, dar de fapt ne afectează pe noi toți. Este o lună stresantă, o lună în care disconfortul, conflictele și dorința de control este maximă. De asemenea, pot apărea problemele minore, adică de ce ne spăla vasele, pot să ajungă la dezastre, inclusiv probleme cu legea. Nu este bine să ne judecăm în această lună, mai bine mers la mediere, mai bine rezolvat amiabil, nu intrați în distanță în luna aprilie. Este bine, deoarece pot apărea lupte, mai ales în partea centrală a lumii sau a unui continent, în partea de vest, sud și foarte puțin în sud-vest, aproape nu cred că s-ar putea întâmpla ceva în sud-vestul unui continent sau în lumii, dar este bine totuși să fim pregătiți de ce mai rău. Pentru a contracara aceste energii, este bine totuși să aveți în casă ceea ce vedeți voi în imaginea din televizoarele voastre, acea sabie făcută din monezi. Este la fel ca și remediu și ca cheie de funcționalitate a acestui remediu, este bine ca teaca sabiei să fie în dreptul mâinii dumneavoastră drepte, atunci când dumneavoastră stați cu spatele la ea. Bun, de asemenea pot apărea cu tremure în sectorul de centru, nord-est sau nord-vest al lumii. Alunecări de teren în partea de nord și de est, iar direcțiile bune către care trebuie să privim sau în care trebuie să stăm în această lună sunt nord, nord-est, sud-vest și nord-vest. Iar pentru oamenii căsătoriți ne vom uita în următoarea imagine să vedem ce simbol le este recomandat. Este vorba de dubla fericire, deoarece potențialitatea de a se certa și de a ajunge la divorțuri este destul de mare în această lună. De aceea le trebuie elemente care să armonizeze și de aceea vă insistăm din nou. Purtați roșu, țineți ceva roșu în centrul casei, fie că este vorba de mobilă, fie că este vorba de o vază sau de un covoraș, de preferat să fie dreptunghiular, nu rotund, astfel încât să nu aveți niciun fel de problemă. Bun, și acum să trecem la datele pentru anumite activități specifice. Dacă vreți să vă căsătoriți sau dacă vreți să propuneți căsătoria sau să cereți pe cineva căsătorie, este bine să o faceți fie pe data de 1, adică astăzi, să nu fie o păcăleală, 4, 8, 12, 20, 23, 24 și 30 aprilie. Următoarea activitate reprezintă călătoriile, lucru pe care am dorit fiecare dintre noi, cred că, să-l facem zilnic. Este bine să începem o călătorie sau să călătorim în perioada următoare, adică 2, 4, 8 sau 10. Este bine, deci, în prima decadă, în a doua decadă, 12, este o singură zi, iar în ultima avem din nou 4 foarte bune, 20, 21, 24 și 27. Dacă vrem să deschidem un nou business, dacă vrem să facem anunțuri, dacă vrem să facem acest grand opening, o să ne uităm acum la următoarea imagine, cum se și vede, să tăiem panglica, adică să inaugurăm ceva, este bine să o facem data de 6, 8, 11, 12, 18, 20, 23, 24 și 30 aprilie. Dacă vrem să dăm petreceri cu prietenii, cu familia, este bine să o facem doar în 3 zile, 4, 23 și 24 aprilie. Dacă vrem să facem săpături în curte sau dacă vrem să ne apucăm de agricultură, să semănăm sau să privim burienile care au mai crescut, surprinzător avem foarte multe zile pentru acest lucru, pentru că este primăvară. 1, 2, 4, 6, 8, 2, 9, 14, 20, 21, 23, 26, 27 și 30 aprilie. Dacă vrem să ne mutăm cu casa, i-ar fi bine totuși să o facem în una din următoarele zile. 1, 2, 8, 21 și 23 aprilie.
dacă trebuie să semnăm contracte, fie că este vorba de contracte de muncă sau contracte de credite sau contracte de închiriere, este bine să o facem astăzi, pe 8, pe 9, pe 11, pe 18, 20 și 23, astfel încât ceea ce cumpărăm sau unde ne vom angaja să, de fapt, să începem cu piciorul drept și să avem parte de prosperitate, atât noi cât și angajatorul. Dacă vrem să începem să construim o casă, deși poate că e cam aproape de Paște și de Săptămâna Mare, este bine totuși să începem fie pe data de 6, vedeți că și Feng Shui ține de Paște, sau la sfârșitul lunii, 23, 27 sau 30 aprilie. Dacă vrem să începem să renovăm casa, la fel, ar fi bine să o facem fie până în Paște, pe data de 2, 4 sau 9 aprilie, sau după, imediat, pe 18, 20 sau 21 aprilie. Momentele cele mai bune în care ne putem adresa divinității prin rugăciuni, dar mai ales rugăciuni pentru noroc sau bunăstare, sunt zilele de 1, 2, 6, 8, 11, 18, 23, 26, 27 și 30 aprilie. Zilele periculoase. O să vedem acum și în imagine. Am păstrat același set de imagini cu care să vă obișnuiți practic de acum încolo. Așa zisele Danger Days sunt cele despre care n-am vorbit până acum. Practic sunt zilele de 3, 7, 13, 16, 19, 22, 25 și 28, în care nici o activitate nu este recomandată, ci odihna și o perioadă efectivă în care să ne gândim mai mult la noi, la interiorul nostru. Acestea au fost datele generale. Acum vreau să introduc o nouă temă. Cum va fi următoarea săptămână din punct de vedere a metafizicii chineze, deoarece foarte mulți dintre dumneavoastră vor să scriu aceste articole în care să vă atenționăm practic cum ar trebui să ne comportăm, la ce să fim atenți. Din păcate, timpul este limitat, astfel încât, mai ales acum cu perioada pascală, am hotărât ca în fiecare miercuri să prezentăm următoarea săptămână, măcar pe scurt să aveți niște informații importante. Și începem cu data de mâine, data de joi, 2 aprilie, care este ziua maimuței de pământ Yang. Și o să vedem acum imaginea caracteristică maimuței de aur. Ar fi bine să fim foarte atenți în cuplu, pentru că cuplurile vor fi puse la încercare. Șobolanul trebuie să fie foarte atent la sănătate, pentru că sănătatea este cea care s-ar putea să-i joace mici feste. Bivolul și tigru să fie foarte atenți, mai ales tigru, la furtul bunăstării, pentru că ei, în primul rând, acționați asupra ei, asupra lor se acționează prin această a șapte. Tigru și șarpele s-ar putea să fie mai tensionați decât și-ar fi dorit în această zi, astfel încât să fie foarte, foarte atenți la ce spun, ce deschid, ce spun pe gură, cum deschid gura, ce exprimă, pentru că s-ar putea să apară mici certuri atât în familie cât și cu cei din jur. Aveți grijă la șefi. Câinele și mistrețul, la fel, sunt predispuși la accidente, mai ales seara, și la furturi. De aceea, este bine să fie foarte atenți, mai ales când vine vorba de perioada de noapte. Vineri 3 aprilie, sau cocoșul de pământ, sau cocoșul de aur, sau cocoșul galben, cum o mai denumim noi, este cel reprezentat în următoarea imagine. Trebuie să fim foarte atenți să nu ne fie furat partenerul sau să nu ne fure partenerul în anumite situații mai grave. Șobolanul este cel care va deveni certărețul zilei și nu este bine să comunicăm cu el, deoarece nu va înțelege ceea ce spunem și va gândi exact pe dos. Iepurele, deși are o lună bună, s-ar putea să înceapă luna, de fapt, cu această mică astenie în care să nu aibă putere să realizeze nimica. Calul, la fel, este predispus la furturi și să aibă mare, mare grijă. Restul zodiilor reușesc să aibă o zi extraordinară sau să echilibreze orice fel de problemă care ar fi putut să apară. Sâmbătă, 4 aprilie, sau ziua câinelui de metal Yang, sau câinele alb. Este o zi de bunăstare, dar un cuplu destul de important s-ar putea să aibă mici probleme cu justiția. Bivolul și tigru, ei trebuie să fie atenți la sănătate de data asta, pentru că va fi pus la încercare.
dragonii și șerpii, ei să fie atenți la bunăstarea lor, pentru că cineva va încerca să le fure, mai ales ideile. S-ar putea să vrea cineva să beneficieze de pe urma lor. Calul, la fel, să fie foarte, foarte, să fie foarte atent atunci când vine vorba de renume și faimă, pentru că cineva acolo îl bârfește foarte rău, astfel încât el încearcă să realizeze ceva, să facă un proiect, dar alții întorc spatele zicând că se comportă de fapt altfel. Duminică 5 aprilie este ziua mistrețului de metal sau mistrețul alb, astfel încât șobolanii trebuie să fie atenți la bunăstare. Calul lui se va fura partenerul din cauza că apare prea mult metal, sau partenerul va încerca să-l fure sau să-l păcălească într-o chestiune internă. Cocoșul trebuie să fie foarte atent la sănătate. Îmi cer scuze. Luni, 6 aprilie. Șobolanul de apă Yang sau șobolanul albastru. El are parte, sau noi să avem parte, de fapt, cu toții de o victorie într-un conflict. Astfel încât, dacă trebuie să realizăm ceva sau să inițiem un proiect, luni este momentul ideal pentru a face acest lucru, sau dacă am ținut un conflict de mai demult, este bine să rezolvăm pentru că avem mari șanse de reușite în această zi de luni, 6 aprilie. Șarpele trebuie să fie foarte atent la sănătatea sa, așa cum trebuie să fie de fapt tot anul. Calul, pot apărea mici accidente casnice, iar oaia, o problemă își va avea rezolvarea sigur, sigur, sigur în această lună. De aceea este bine să amânați un pic orice fel de rezolvare a unor probleme, dacă vreți să aveți parte de succes. Marți, 7 aprilie, sau ziua bivolului de apă in, sau bivolul albastru. Trebuie să fim foarte atenți la sistemul nostru nervos, la ficat și la pancreas, deoarece va fi pus la încercare. Șobolanii trebuie să fie atenți la bunăstare, pentru că cineva încearcă să le fure, mai ales când vine vorba de idei și renume. Bivolii și tigrii sunt ocrotiți de energiile lor proprii, ca să zic așa, dar sunt foarte vulnerabili în această zi. Calul are prea mult metal din nou, dar ajutorul divin este foarte aproape, astfel încât ei trebuie să poarte roșu cam toată perioada aceasta, sau culoarea albastră, pentru a controla energia de metal. Cocoșii trebuie să fie atenți foarte mult la iubire. Fie cineva va încerca să bage pe sub pielea lor astăzi, având gânduri ascunse, sau partenerul, dacă deja există, va încerca să facă niște prostii. De aceea trebuie să fiți foarte atenți sau să fiți cu ochii pe ei. De asemenea, este vorba totuși de sunt niște predicții generale, totuși contează foarte mult chartul dumneavoastră, cum arată, s-ar putea chiar să nu fiți deloc influențați de aceste lucruri. Cea mai interesantă zi, după părerea mea, este cea de 8 aprilie, ziua de miercuri, sau ziua tigrului de lemn Yang. Este ziua în care o să avem următoarea ediție din Tainele Înțelepciunii, dar așa cum luna aceasta este luna de dublare, ziua de 8 aprilie este ziua de triplare. Practic, energia anului se triplează pentru fiecare. Astfel încât șobolanii o să aibă parte de mai multă prosperitate, dar controlul asupra lor va fi imens în această zi. Tigrii vor avea parte de ajutor divin, dar vor fi secătuiți de energie sau controlați în cazul tigrului. Iepurii au parte totuși de foarte mult succes. Orice fel de problemă pe care încerc să-și o rezolve astăzi are șansă de reușită. Dragonii și șerpii să aibă mare atenție la sănătate săptămâna viitoare, exact într-o săptămână. Caii să aibă grijă pe unde merg, pentru că sunt predispuși la furturi și accidente. Oile și maimuțele, li se amplifică orice. Dacă au un ciart bun, o să fie foarte bine. Dacă au un ciart mai puțin echilibrat, o să fie foarte rău. Cocoșii, mai bine stați în casă, pentru că și așa aveți trei practic stele ale distrugerii și catastrofelor, astfel încât este bine să nu vă expuneți la niciun fel de risc. Câinii și mistreții, ultimii, au parte de dragoste, de bunăstare, creată de această senzație bună. Pot apărea conflicte puternice în această zi. Este bine să ne păzim, practic, de această zi, cei care, dintre zodiile care nu o duc chiar atât de bine.
Și acum trecem puțin și la evenimentele astrologice occidentale, măcar cele mai importante care trebuie menționate. Pe data de 4, între orele 10 și 11 ora României, are loc fenomenul de eclipsă de lună. Nu este vizibilă din România, având în vedere că se apare la ora 10 în timpul zilei, fiind vizibilă doar în partea de est a Australiei, în partea de est a Asiei, Australia și Oceanul Pacific. Este cea mai scurtă eclipsă de lună, ține doar 4 minute. Astfel încât, ca orice fel de eclipsă de lună, va afecta foarte mult interiorul nostru, conflictele noastre interioare. O să vedem, de fapt, că anumite zone de pe glob s-ar putea să se tensioneze ceva mai mult din cauza aceasta. De asemenea, apar conjuncții interesante dintre Soare și Uranus, Mercur și Uranus în zodia Berbecului, astfel încât putem să observăm răsturnări de situații sau probleme care se accelerează de temirunde. Problema cea mai mare este că totul apare inopinat fără să ne așteptăm la acest lucru. De asemenea, începând cu 8 aprilie, Jupiter nu mai este retrograd, începe drumul lui, care nu mai este aparent retrograd, devine un drum drept înapoi prin zodia leului. Dar Pluto devine el la rândul lui retrograd, tot în această perioadă, în zodia Capricornului. Este practic o lună destul de dificilă, după cum ați văzut și dumneavoastră. Dar nu una lipsită de oportunități. Fiți atenți, practic, la orice fel de, după cum ați văzut, la problemele care apar, în ce zile este bine să nu luați decizii importante, în ce zile este bine, din contră, să mergeți mai departe sau să întreprindeți anumite proiecte, astfel încât să nu aveți niciun fel de problemă. Și, practic, de ce vă spunem toate acestea? Dacă aveți aceste chei ascunse, poate, pentru dumneavoastră până acum, puteți să luați anumite decizii mult mai ușor, puteți să vă programați, practic, viața după acest ritm astral, am putea spune, astfel încât dumneavoastră, practic, să aveți parte de oportunități mult mai ușor, rezolvări de probleme mult mai ușoare, să ocoliți anumite evenimente nefericite, cum ar fi o catastrofă, o boală sau un furt. Astfel încât, practic, noi încercăm aici să vă aducem pe tavă, literalmente, anumite remedii, destul de ușor de obținut, de ușor de la îndemână, astfel încât, practic, să aveți o viață mult mai ușoară și mult mai bună. Până data viitoare, vă urez un final de săptămână frumos, un weekend, sper eu, cu cât mai mult soare, pentru că asta e tema care mă obsedează în ultima perioadă, și să ne vedem cu bine săptămâna Marea Paștilor. O zi bună și o lună aprilie cum nu s-a mai auzit până acum, într-un sens bun. La revedere!